Salut și am găsit la un nou video pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 19, în care noastră frumoasă cu Manchester United. Și noi vom continua aici care noastră frumoasă, pentru a câștiga foarte multe trofee și meciuri, dar nu prea am câștigat meciuri, pentru că în episodul anterior ne-am cauat la bătaie. Dar asta este, noi vom trece mai departe, însă pentru că ne-am luat bătaie, avem niște consecințe, adică noi când ne luăm atât de multe bătaie, nu merităm niște chestii. Și în episodul ăsta nu merităm un playstyle nou, pentru că n-a jucat așa de bine echipa noastră, adică într-un singur meci a jucat ok, restul meciurilor a pierdut rău de tot. Așa că obiectivul în acest episod este să câștigăm mai multe meciuri decât pierdem, asta este în mare. Ei bine, și trecem mai departe, următorul meci fiind versus cei de la Aston Villa, un meci destul de interesant, e greu pentru că Emiliano Martinez ăla știm că e destul de bun în joc, așa că o să fie greu. Totuși, haide să intrăm în meci, să vedem ce reușim să facem. Ei bine, și începem meciul versus cei de la Aston Villa, să vedem că reușim să câștigăm primul nostru meci din acest episod. Ocazia foarte bună aici pentru ei, mamă ce bară, incredibil ce bară. Aici Kylian Mbappé are viteză, se poate duce, du-te Kylian. Căutăm o pasă, nu prea avem la cine. Hai să că reușim șutul de aproape. Distanță, vreau să zic. Dar aproape. Hai să că reușim acum la corner acesta. Martinez. Bine acolo, însă pe lângă poartă. Ce pasă bună aici. Hai să că reușim. Bine, Martinez. Aici un corner. Hai să că o prinde. Și o prinde Neuer, fără nicio problemă. Ce bine, ce bine. Trece aici un șut foarte bun să îl blocăm. Bine aici Saka, pasă la Mbappé și acum Mbappé se poate duce. Du-te Mbappé, du-te Mbappé, du-te Mbappé, șutează și marchează Kylian Mbappé. Face 1-0 să dă skip instant. Ok, ok. Azi bună aici pentru ei. Bine aici, haide. Bine, reușim până la urmă. Șutează acolo însă prinde Neuer. Bine aici, ce combinație bună, însă nu reușim, bă, ce combinație bună. Pasa la Garnacho a fost bună. Hai să vedem acum centrarea, dacă reușim, este la Mbappé. Mbappé cu capul nu reușește. Ce pasă, ce pasă, incredibil. Spuneți-mi dacă aveam ce să fac, n-am nicio șansă. Nu, bine acolo Martinez. Mamă ce am panicat. Nu, ultima ocazie a lor. Diaby la balon, Diaby trece bine acolo. Șutează însă blochează Araujo. Bine Araujo. Și acum ultima șansă a lor de cap. Hai să ne că reușim. Cu aici pe Garnacho. Haide. O respingem. Bine o respingem, însă nu mai apucăm niciun atac noi. Da, se termină meciul. Egalitate, sunt ok și uitați-vă și voi cum se dă skip instant. Doamne. E bine și se pare că este ceremonia acum de balonul de aur. Hai să vedem că reușim să câștigăm și se pare că este... Haide Beckham. Aia zic mă, Kylian Mbappé câștigă trofeul acela, balonul de aur să zicem, trofeul. Aute bă, Rivaldo. Aia zic mă, Kylian, aia zic. E bine și începe meciul, hai să vedem dacă reușim până la urmă să-i batem pe cei de la Crystal Palace. Nu pot să cred, efectiv, se dă skip, uitați-vă, se dă skip, e bugui jocul. Nu te cred, bine acolo. Nu pot să cred așa ceva, cum a băgat la un ecran jucător de iar de skip. Nu, trebuie să fac, o să fac ceva după episod, după meciul ăsta și îmi cer scuze, n-am ce să fac. Uitați-vă și voi ce pasă. Bine aici Araujo. Haide Saka, că ai mai multă viteză decât el. Haide. Haide Mbappé. Haide la oricine. Bine acolo la Bruno. Facem 2-1. Haide că e bine. Nu pot să cred așa ceva. Doamne ce pase. Ce pase au. Nu, uitați-vă și voi aici, n-am ce să... Nu, 4-1. Și asta a fost prima repriză, hai să vedeți acum a doua repriză. Face 8-1. Bine, aici pasă la Kylian, dar a și plecat bine. Și acum nu o să pot să șutez. Sau, bine acolo Kylian. Uitați-vă și de ce să deschip instant și nu am chestia activată, știi ce zic? Bine, aici pasă la Garnacho. Asta că reușim să ne ducem, reușim, șutăm, nu pot, wow, efectiv, wow, ce gol am reușit să dau, wow. Bine aici pressing-ul, haide Mbappé, bine, 4-4, wow, am reușit să întoarcem, incredibil, 4-4. Bine aici Saka, haide Saka, nu, cât de aproape. Bruno Guimaraes, mă duc în continuare, pasă la Bruno la care reușească, dacă reușește să treacă și acum Virt, nu pot să cred ce bară, bine acolo Kylian,
Bine, Kilian! După ce a câștigat balonul de aur, uitați-vă și voi ce face. Păcat că se dă skip instant. 5 la 4, a dat cred că 4 goluri în meciul ăsta. MVP, efectiv, MVP. Da, și acum s-a cam terminat. Haide! Uitați-vă cât durează. Ești portare! Bine, mă, bine, mă. Reușim să câștigăm să dă skip instant. Reușim să câștigăm cu 5 la 4. Am întors meciul, era 4 la 1 la pauză. E bine, și următorul meci este în Champions League. Însă înainte de acest meci, lăsați-mă să fac o chestie. Trebuie să fac chestia asta, îmi pare foarte rău, dar trebuie să schimbăm pe legendare. Nu am cum, nu am cum efectiv. Am avut noroc că am câștigat, dar de acum încolo am schimbat pe legendare. Continuă următorul meci, care este versus și la Feyenoord în Champions League. Un meci important, așa că haide să îl jucăm și să încercăm să câștigăm. E bine, și în ce meciul, hai să vedem că reușim să câștigăm și noi meciul ăsta versus și la Feyenoord. Nu pot să cred așa ceva. Nu, bine, bine, acolo Araujo merită player of the month, Araujo. Ne-a salvat mult de tot și acum, dacă ne salvează și noi, da, e bine, ne-a salvat. Ok, ați primit o ocazie foarte bună aici, centrarea destul de bună, însă ce bine sare Saka la cap. A, nu era Saka, era Davis, ok, totuși. Nu, ce greșeală acolo de la noi. Asta că reușim să ne apărăm, mamă, ce pasă, ce pasă, bine acolo Araujo, bine acolo Araujo. Bine Araujo, player of the month. Nu. No. Nu, opriți, bine acolo Neuer. Bine aici Mbappé, l-am văzut cum a plecat. Du-te Mbappé, du-te. Du-te Mbappé, mamă cât de aproape, cât de aproape. Hai să vină acum la Martinez, care nu prea vreau să dau cu Martinez. Aici cu Davis, la un cap. Bine aici, Saka, nu reușește. Însă e bounce-ul, na, nu e bun. Ce a fost aia acolo, mi-a plăcut aia. Garnacho, Garnacho se poate duce, continuă, Garnacho șutează și marchează Garnacho! Incredibil, incredibil ce gol, dar nu, ce nu lasă replay-ul? Ia să mă duc eu să văd, uite, vezi, hypermotion, overlays, e on, dar nu înțeleg de ce nu. Oh nu, opriți-l! Nu pot să cred, dar n-aveam cum să-l opresc pe Jimenez, n-aveam cum, efectiv. Trebuie să reușesc să-l opresc, haide, nu, bine acolo. Acest corner se vedea că reușim să ne apărăm, Araujo îl controlăm pe el. Și se pare că este la Araujo, bine acolo, bine aici, hai Virț, n-ai viteză, dar pasa postul doar e bun, hai și Saka, acum tu Saka, tu ești, și Saka la balon, șutează și marchează Saka, mă, bine mă, Saka, mă, 2 la 1, haide, știu că se poate, opriți-l, haide, nu a fost faultul ăla, dar se lasă avantaj, wow, și ce șut, nu pot să cred, bă, Neuer, nu pot să cred cum s-a aruncat Neuer, mă, și a rămas poarta goală, bine aici, și acum Mbappé. Dacă reușesc, nu reușesc, dar acum Virț, bine mă, Virț, mă, bine mă, 3 la 2. Ok, haide, bine acolo Araujo. Și acum ultima fază de meci, haide, nu Garnacho. Nu pot să cred, bine mă, Neuer. Și acum ultima fază de meci, hai să dacă reușim, îl vreau pe Araujo. Haide, respinge-o. N-a respins-o bine, haide, nu este. Nu pot să cred că este penalti. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Ia să vedem. What? Nici nu mai... Băi, vreau să văd faza. Haide, apro! Bine mă, Neuer, mă! Wow, efectiv, wow. Wow, ce se plămece ăsta. Și se pare că se termină fără niciun dar, că se dă skip. Dar totuși, uitați-vă și fulmam. Wow, am rămas șocat. E bine, următorul meci este versus cei de la West Brom, care nu știu ce caută în Premier League, dar o să dăm un quick sim, să vedem dacă reușim să-i batem până la urmă, o să-i dăm un quick sim. Hai să vedem, îi dăm un quick sim și se pare că reușim să-i batem cu 2 la 0, mă scrie Mbappe și Saka. Iar următorul meci se pare că este versus cei de la Everton, fix în ultima zi din noiembrie. Un meci foarte important, avem nevoie de acest win, așa că trebuie să dăm tot din noi să câștigăm. Intrăm meci și vedem ce se întâmplă. E bine, și se pare că în ce meciu, hai să vedem dacă reușim până la urmă să-i batem pe cei de la Everton. Avem nevoie de acest win. Ok, hai să vedem dacă reușim să ne apărăm aici. Bine aici Araujo. Nu pot să cred, Beto, ce l-a întrecut pe Araujo? Araujo! Ăsta Beto, da, am scris Beto. Ok. Ce a făcut Garnacho acolo? L-a terorizat, l-a terminat efectiv. Acum centrarea, nu e bună la Mbappé. Și Mbappé, cât de aproape apăr Pickford. Ce a făcut acolo? Hai să vedem o centrare dacă reușim. Este la Martinez, nu reușește. Și acum Virț, pe pământ, șutează însă în blocaj.
Haideți să că reușim să-l oprim. Nu! Wow! Wow! Mamă, cum a apărat Neuer. Mamă, deci n-am prevăzut pasa aia niciodată. Și acum căutăm pasul de Mbappé, care a plecat. Nu, e Virț! E bun! E bun, Virț! Haide, mă! Și acum Virț din nou. Virț, acolo tu scurt! Bine, mă, Virț, mă! Bine, mă! 1-1, aia zic. Mamă, ce pase pe aici se întâmplă. Nu mai înțeleg nimic. Araujo ne poate ajuta. Haide, mă! Nu! Nu! Nu lăsa! Bine, mă, bine! Haide! Bine acolo, Martinez! Bine, Martinez! Și acum Mbappé! Mbappé! Nu reușește, bă! Totuși, hai să vedem dacă reușim această centrare la Martinez cu capul. Nu reușește. Acum Davis? Nu, aproape totuși. Bine aici, bine centrarea, dar cât de bine a scos-o ea. Și acum Virț! Virț, mamă, cât aproape, bă, dar ce aproape sunt. Bine aici, Mbappé. Haide, o pasă, o pasă ceva. Nu pot să cred ce apără Pickford. Hai să vedem acum centrarea dacă reușim. Ea e aproape la Mbappé. Mbappé, nu pot să cred. Și acum direct. Nu! Direct, din nou. Haide, hai Garnacho. Hai, Garnacho! Și de prima! Bine, mă, Saka, mă! Bine, mă, Saka, mă! Bă, ce meci! Ce meci, efectiv! Ce meci! Atâtea șanse, însă, până la urmă, Saka marchează! Revedem faza aici! Nu știam ce să fac aici cu Garnacho! Vreau să șutez! Nu vreau! Îl găsesc pe Saka și Saka din prima șutează! Din prima! Nu, 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 nu! 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 Bine, acolo! Nu pot să crei bounce-ul! Nu! Bine, 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 Alexander Arnold! Oh, ce pasă, ce pasă, incredibil. Bine aici Araujo. Araujo, player of the month. N-ai ce să zici, player of the month. Apără tot Araujo. Câștigă meciul cu 2 la 1. Bine acolo. E bine, și următorul meci, deja, uite, deja intrăm în decembrie. Este versus cei de la RB Salzburg, dacă nu da, RB Salzburg. Un meci interesant, momentan suntem pe locul 1 în grupa noastră cu 9 puncte. Însă ușor putem să picăm înapoi. Totuși, acest meci îl vom juca în episodul următor. Nu uitați acolo să scrieți în comentarii care vi s-a părut cel mai bun jucător de la noi în echipă. Nu vreau să vă influențez, dar personal mi-a plăcut prea mult Araujo. Efectiv, a fost acolo unde a trebuit. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât de multe like-uri, să vă abonați în caz când ați făcut deja, să activați clopoțelul. Am fost Unreal White, v-am pupat, pa, pa!